Persoanele beneficiare de prevederile legii nr. 406/2001 își pierd drepturile acordate de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a constatat definitiv că a avut calitatea de lucrător al securității sau de colaborator al acesteia și, în consecință, contractul de folosință a locuinței încetează. În aceste condiții, atât titularul, cât și membrii familiei acestuia au obligația de a elibera locuința în termen de 60 de zile de la încetare, se arată în răspunsul RAPS pentru Mediafax. Potrivit sursei citate, în cazul în care părțile nu vor rezolva diferendele pe cale amiabilă, respectiv dacă spațiul nu se eliberează la termenul pus la dispoziție, competența de soluționare revine instanțelor judecătorești române, conform dispozițiilor prevăzute de Codul Civil privind evacuarea. În 2015, lui Traian Băsescu i s-a dat spre folosința gratuită vila situată în Sâtr, Gogol nr. 2, sector 1 din capitală. În 23 martie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de Traian Băsescu împotriva hotărârii nr. 471/20/09/2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția contencios administrativ și fiscal, în sensul că a fost admisă acțiunea formulată de Consiliului Național pentru studierea arhivelor securității și a fost constatată calitatea de colaborator al securității a fostului șef de stat. Potrivit art. 1 alin. Din legea nr. 406/2001, nu beneficiază de prevederile prezentei legi persoana căreia i-a încetat calitatea de șef al statului român ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni pentru care a fost condamnată definitiv sau ca urmare a demiterii din funcție prin referendum și nici persoana despre care s-a constatat definitiv că a avut calitatea de lucrător al securității sau de colaborator al acesteia.